La prima ședință în care s-a discutat despre identificarea unor măsuri de eficientizare și reorganizare a sistemului energetic pe cărbune, au participat și directorii din CEO, Laurențiu Ciobotărică, Daniel Antonie și Vasile Oprea-Scorțariu. Prima întâlnire a fost pe partea de cărbune. S-a creat o comisie care va evalua toate problemele care au existat, în care există la momentul actual. Va identifica fiecare carieră, se va face un program vast care să scoată realitatea care se află în zona cărbunelui, adică zona lignitului. De acest lucru ne ocupăm noi. Sindicaliștii au comunicat și ministrului Victor Grigorescu programul de disponibilizări propus de managerul interimar al companiei, Laurențiu Ciobotărică. I-am adus la cunoștință domnului ministru toate datele apărute în zonă, acea informare privind disponibilizarea 2000 de oameni. Am spus că nu suntem de acord, trebuie neapărat să ne punem la masă să identificăm, adică acest număr să mai scadă considerabil. Nu se poate să punem pe listă diferite categorii de personal, având în vedere problemele care sunt în județul Curș. Domnul ministru a spus că va lua legătura cu domnul general interimar, domnul Ciobotărică, și ne-a promis în următoarea perioadă o să iasă și o minută într-o zi, două, referitoare la aceste lucruri. Ne-a promis că acest plan de restructurare nu se va face fără acordul sindicatelor, adică fără semnătura sindicatelor. Iar cifra de concedieri ar putea să scadă până la 500, așadar ar putea pleca acasă minerii și energeticienii care mai au un an sau doi până la pensie. Suntem de acord cu un program de restructurare, eficientizare, care să fie prepensionare pe ordonanța 36 cu venituri de completare pe 2 ani de zile. Deci cu această treabă suntem de acord. Vedeți, dumneavoastră, acolo mai sunt diferite alte categorii care s-au adus la cunoștință. Trebuie discutate, să le luăm pe toate la rând, pentru că nu se poate nici să pui... Eu nu vreau să țin partea TESA sau, cum se zice, operativii sau... Dar nu poți să pui un om pe listă fără să oferi ceva în schimb, adică cu desfințare de post. Adică te oferite alte variante, trebuie să discutăm. Deci fără principalul obiectiv al nostru la domnul ministru a fost că ni s-a promis că nu se va face acest plan fără semnătura sindicatelor. Aceștia ar putea fi disponibilizați după data de 1 iulie 2016, urmând să primească un venit de completare și plăți compensatorii pentru următorii 2 ani. Eu sper și facem tot posibilul ca acești oameni să nu plece, cu excepția celor care îndeplinesc condițiile pensionare în următorii 2 ani, pentru că nu putem să spunem că înainte am avut, acum nu mai avem. Dar oameni care îndeplinesc condiții de pensionare în următorii 2 ani. Asta înseamnă aproximativ 430 de salariați. Acolo, să zic, n-ar fi o problemă atât de dură, pentru că dacă cu acel venit de completare și cu plăți compensatorii, veniturile dumnealor ar fi de peste 2000 de lei lunar. În plus, sindicaliștii au cerut să fie mandatat un manager general până când va fi organizat concursul la CEO. I-am spus ministrului că este haos la Târgu Jiu, a mai subliniat Marciuc. S-a cerut mandatarea unui director general plin acea procedură pentru selectare pe 109 pe manager privat, s-a cerut acest lucru privind mandatarea unui om, dar să nu credeți că nu i s-a dus la cunoștință domnului ministru pe ce se întâmplă la ora actuală în CEO. Vedeți dumneavoastră, pui directori, schimbi directori, a doua zi revoci, schimbi tot felul de lucruri referitor la sediu sucursalelor. Dar, în principiu, s-a spus domnului ministru că la conducerea actuală la CEO este haos. Reprezentanții autorităților locale speră ca și factorul politic să se implice în blocarea acestor disponibilizări.